Permiteți-mi să vă urez tuturor celor care ați venit astăzi în Casa Radio Iași bun venit și să apreciez efortul pe care l-ați depus pentru a fi prezenți la această deschidere de expoziție a unui foarte bun prieten al meu. Pentru cine nu mă cunoaște, sunt Cristian Ungureanu, redactor în această instituție, autorul lucrărilor pe care unii dintre dumneavoastră le-ați văzut deja, așteptând să deschidem în mod oficial expoziția, este Eduard Coman, locuitor al zonei Onești, inginer de profesie, dar un foarte mare pasionat de artele plastice. Și de ce spun acest lucru? Pentru că, Edi, dăm voie să-ți fac cunoscută o destăinuire pe care mi-ai făcut-o tu la rândul tău, nu a vrut și nu vrea să facă parte din niciun fel de uniune de creație, din niciun fel de societate a artiștilor plastici. Ceea ce face, face pentru inima și sufletul său, pentru plăcerea celor care vor să-l viziteze, care vor să-i admire lucrările. Mă opresc aici, vreau să o rog și pe șefa mea, managerul Radio Iași, Claudia Crăcăleanu, să spună câteva cuvinte, după care Edi va face o scurtă prezentare a ceea ce a realizat. Bună ziua, bun găsit și eu vă mulțumesc mult pentru că ați venit alături de noi la aniversarea noastră. Avem 75 de ani, în curând, pe 2 noiembrie. Mulțumim domnului Coman că s-a alăturat sărbătorii noastre. Este un gest care ne impresionează profund și sunteți binevenit la Radio Iași. Pe măsură ce vă înnoiți colecția, sunteți prietenul nostru de acum. Mulțumesc că ați venit alături de noi. Vă mulțumim că sunteți într-o dimineață de sâmbătă la Radio Iași. Să rămâneți, vă invit, ascultători de Radio Iași și să aveți încredere că programele noastre vor fi, ca și până acum, programe dedicate din suflet și pentru sufletele dumneavoastră. Urez radioului la mulți ani, dumneavoastră vizionare și audiție plăcută și să dea Dumnezeu să ne revedem cu bine în ocazii fericite. Bună ziua, Sărmâna! Să nu fiu vanitos, nici o asociație nu cred că mă dorești pe mine, nu că eu nu vreau neapărat să... Dragi prieteni, sunt onorat de prezența dumneavoastră alături de mine. Și vă mulțumesc pentru asta. Sunt bucuros de asemenea să văd alături de mine prietenul care mă știu de aproape 30 de ani, cu unii și mai mult de 30 de ani. Nu neapărat ca să fiu protocolar, dar doresc să mulțumesc postului de radio, Radio Iași, doamnei manager și prietenul meu Cristian Ungureanu pentru onoarea pe care mi-au făcut-o de a-mi găzdui această expoziție. Și să urez la mulți ani, cu prilejul celor 75 de ani, în 2 noiembrie 1941, când s-au auzit pentru prima dată în eter cuvintele aici, Radio Moldova. Numele meu este Eduard Coman, am 48 de ani și locuiesc în Onești. Prăvălia cu amintiri, pe care ați văzut-o pe cartea de vizită, este un proiect de suflet, acolo am atelierul, alături de colecția mea de antichități, obiecte vechi, organizate sub forma unui muzeu care cuprinde circa 500 de piese, obiecte de decor, obiecte decorative, unelte țărănești, fotografii, documente de familie și al cărui prag vă invit să-l călcați ori de câte ori aveți prilejul. Se află aproximativ la jumătatea distanței dintre Onești și Bacău. Deci este în drumul dumneavoastră sigur spre Brașov. E o încântare pentru mine să expun la Iași și acest lucru îmi dă fiori pentru că Iașiul este orașul în care mi-am petrecut poate cei mai frumoși ani ai tinereții. Aici am fost student, aici m-am căsătorit și m-am și emoționat acum,
Și s-a născut și băiatul meu, acum aproape 25 de ani. Expoziția de față reunește 25 de lucrări executate în tehnica mozaicului, prin metoda directă. Ca sursă de inspirație am avut doar mitologie și artă populară românească și am folosit gresie, faianță și alte materiale neconvenționale, după cum ați putut vedea. Permiteți-mi acum să vă introduc în tehnica mozaicului printr-o scurtă, am denumit-o istorie vizuală. Expoziția se numește Prăvălia cu cioburi, tocmai făcând o analogie cu prăvălia cu amintiri. Tehnica mozaicului a fost inventată, uitată și reinventată în diferite momente ale istoriei și în diverse locuri ale bazinului mediteranean, pe rând în Mesopotamia și Egiptul Antic, Grecia Antică, Imperiul Roman, Imperiul Bizantin și Imperiul Islamic. Coloanele decorate cu cornuri de teracotă policromă din Uruk, Irakul de astăzi, sau piramida lui Khefren, placată cu granit roz, pot fi considerate primele forme de manifestare ale tehnicii mozaicului. Începând cu anul 300 înainte de Hristos, s-au realizat mozaicuri picturale elaborate, utilizând marmură colorată, reprezentând ornamente cu motive geometrice sau personaje mitologice. După cucerirea grecilor, secolul 1 era noastră, romanii au preluat și dezvoltat tehnica mozaicului, ducându-o la nivel de artă. Aceștia foloseau piese mici din ceramică smălțuită, numite tesere, decorând suprafețe întinse cu subiecte diverse, scene de război și vânătoare, peisaje domestice, motive zoomorfe și florale. Începând cu secolul 5 era noastră, tehnica mozaicului cunoaște o perioadă înfloritoare, aceasta manifestându-se cu precădere prin reprezentări religioase murale în lăcașurile de cult creștine. Având ca bază arta și arhitectura bizantină, arabii își pun propria amprentă asupra tehnicii mozaicului, decorând moscheele și palatele rezidențiale cu arabescuri inspirate din teme florale, motive geometrice și inscripții caligrafice. În perioada precolumbiană, populațiile din America Centrală obișnuiau să decoreze în scop ritualii cranii umane prin tehnica mozaicului, utilizând piese de turcoaz și alte pietre semiprețioase. La începutul secolului 20, tehnica mozaicului a reînviat, introducând tehnici noi și viziuni artistice revoluționare, având drept principal exponent pe arhitectul spaniol Antoni Gaudí. Astăzi, tehnica mozaicului se extinde și se diversifică într-o infinitate de variațiuni, lăsându-i artistului libertatea deplină de a se exprima într-o multitudine de forme. Dintre cei mai influenți artiști care își pun amprenta asupra mozaicului contemporan, amintesc pe următorii. Emma Bix, din Anglia. Friedensreich Hundertwasser din Austria, Sonia King, Statele Unite ale Americii, Isaiah Zagar, Statele Unite ale Americii, Niki de Saint-Phalle, Franța, Marcelo de Melo, Brazilia, Isidora Paz López, Chile. Cu o istorie fascinantă de peste două milenii, mozaicul s-a dovedit a fi una dintre cele mai durabile forme de artă decorativă, drept mărturie stând o multitudine de bijuterii arhitectonice răspândite pretutindeni. Pe unele dintre cele mai reprezentative am avut șansa să le pot admira cu proprii ochi în călătoriile mele din ultimii 10 ani. Bazilica Sacré-Cœur din Paris. Palatul de Vară, Beijing, China. Moschea Albastră, Istanbul, Turcia.
Piața Spaniei, Sevilla, Spania. Taj Mahal, Agra, India. Catedrala Sfântul Vitus, Praga, Cehia. Băile termale romane, Comiso, Sicilia, Italia. Palatul Păcii, Haga, Olanda. Galeriile Vittorio Emanuele, Milano, Italia. Biserica Buna Vestire, Nazaret, Israel. Orașul interzis, Beijing, China. Biserica Sfântul Dumitru, Salonic, Grecia. Fortul Amber, Jaipur, India. Palatul Topkapi, Istanbul, Turcia. Casa Poetului Tragedian, Pompei, Italia. Parcul Güell, Barcelona, Spania. Catedrala Fecioara Maria, Palermo, Italia. Grădinile Yu Yuan, Shanghai, China. Biserica Înmulțirii, Tabqa, Israel. Palatul Alhambra, Granada, Spania. Colonia Antică Efes, Turcia. Biserica Sfânta Sofia, Istanbul, Turcia. Biserica Răstignirii Domnului, Cairo, Egipt. Stația de metro Concord, Paris, Franța. Cetatea Masada, Israel. Mauzoleul Itimad Ud Daulah, Agra, India. Cinematograful Ituz, Onești, România. Sala de gimnastică Nadia Comăneci, Onești, România. Bulevardul Ștefan cel Mare, Iași, România. Piața Unirii, Iași, România. Vă mulțumesc. În continuare, permiteți-mi să vă introduc în tehnica mozaicului printr-un scurt film care prezintă etapele de lucru ale unuia dintre mozaicurile prezentate în expoziție, și anume Papa Ruda. Oh!
Vă mulțumesc foarte mult. În drumurile dumneavoastră spre casă sau în întâlnirile cu prieteni, cu cunoscuți, transmiteți vestea că la Radio Iași, până pe 6 noiembrie, poate fi vizitată o asemenea expoziție. Eu aș cataloga-o de excepție. Mulțumesc!